În Fălticeni se construiesc două blocuri anele. Primul este deja într-o stare avansată de construcție, iar cel de-al doilea se află în lucru. Da, într-adevăr, încercăm să atragem fonduri din toate sursele posibile. Avem două proiecte depuse și aprobate la Agenția Națională de Locuințe pentru municipiul Fălticeni. Un bloc cu 20 de unități locative care se construiește pe strada Ana Ipătescu numărul 51, bloc la care deja se lucrează la etajul 2 și sperăm ca în toamnă să-l putem da în folosință. Primăria municipiului Fălticeni a realizat toate documentele necesare care îi stăteau în atribuții. Vorba de studiile de prefezabilitate, refezabilitate, asigurarea utilităților, devierea utilităților acolo unde a fost cazul și suntem convinși că putem finaliza și da în folosință acest bloc în acest an. În bugetul local am pus fonduri pentru racordarea acestui bloc la rețeaua de utilități și un alt bloc de locuințe pentru specialiști în sănătate, tot prin ANL, pentru program guvernamental, cu 12 unități locative pe strada Armatei, pentru că ne dorim să asigurăm medicilor care vor veni la Spitalul Municipal Fălticeni și condiții decente pentru cazare, pentru că una din întrebările care ni se adresează este asigurarea unei locuințe de servici. Avem achiziționate de pe piața liberă în anii trecuți, până să avem această posibilitate, câteva locuințe. Iată că construim și finalizăm până la anul pe vremea aceasta, pentru că deja suntem într-o etapă foarte avansată, un bloc de locuințe pentru specialiști în sănătate pe care vom pune la dispoziția medicilor, asistenților, asistentelor care vor dori o locuință de servici, astfel încât să fim atractivi, iar odată cu spitalul nou să avem și personal medical de cea mai bună calitate.